Vom încerca în această ocazie să despachetăm această temă a revenirii Domnului Iisus Hristos din câteva perspective și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așa că prima întrebare pe care aș vrea să o adresez domnului profesor Marius Mitrache este: cum se așteptau ucenicii Domnului Iisus să aibă loc evenimentul parosiei? M-aș îndrepta spre textul biblic. Chiar aș vrea să citesc în Matei 24, atunci când au ieșit din templu, ni se spune că ucenicii s-au apropiat de el să-i arate clădirea templului sau clădirile templului, dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri, e adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră aici care să nu fie dărâmată. Și apoi spune că după o perioadă a fost o, se pare că un moment de tăcere. Probabil că această afirmație a Domnului i-a nemulțumit cumva sau i-a întristat, că de la zona templului până la muntele Măslinilor trebuie să parcurgi cam o jumătate de oră pe jos, astfel încât se pare că a fost tăcere. Cel puțin Scriptura nu ne oferă niciun detaliu. Apoi spune că a șezut jos pe muntele Măslinilor și ucenicii au venit la el și l-au întrebat: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Practic, ucenicii, care erau tributari cumva înțelegerii iudaice despre sfârșitul lumii, asociau dărâmarea templului cu sfârșitul lumii. Și Mântuitorul nu-i corectează. Da, asocierea aceasta este foarte interesantă și este cumva dubioasă, pentru că în istoria lor a mai avut cazuri când s-a dărâmat templul, vorbind de cucerirea babiloniană, când templul a fost dărâmat. Și sfârșitul lumii nu a avut loc atunci. Nici măcar sfârșitul națiunii iudaice. Au fost luate în exil, dar au rămas ca națiune și Dumnezeu le promite să fie un templu câtă vreme ei sunt acolo, în exil. Însă acum liderii cumva nu mai țineau cont de acea situație, acel eveniment și asociau dărâmarea templului cu sfârșitul lumii. De aceea îi pun două întrebări distincte: când se vor întâmpla aceste lucruri cu dărâmarea și care va fi semnul venirii tale? Asociația celor două evenimente, dărâmarea templului și a doua venire, clară, pentru că cele două întrebări sunt puse împreună. Altfel n-ar fi trebuit. Și în acest context, așa înțelegeau ei sfârșitul lumii ca timp, numai că aveau probleme. Nu știau când și ce se va întâmpla ca să recunoaștem că se va apropia acel timp când se va sfârși totul. Uh-huh. Domnule Bogdan Andrei. Apostolii și creștinii din prima generație, din primele generații, au așteptat revenirea Domnului Iisus într-un timp apropiat existenței lor. Și argumentul este următorul. Domnul Iisus a reușit să își ducă misiunea până la capăt. Tot ceea ce fusese de câștigat a fost câștigat, biruința lui a fost deplină. Așadar, după înălțarea la cer și preaslăvirea lui în sanctuarul din cer, nu mai rămânea nimic, cel puțin în perspectiva lor, nimic altceva de făcut decât ca Domnul să se întoarcă. Mm. Și acesta este unul din argumentele pentru care mulți au crezut într-o revenire imediată a Domnului Iisus. În Matei 24, Mântuitorul insistă cu această împletire a celor două evenimente și nu le corectează concepția acum că în momentul în care va veni un chin pe care ei îl trăiau deja fiind sub subjugare romană, dar Mântuitorul le vorbește și despre distrugerea locului de închinare, care urma să fie destul de iminent, Mântuitorul lasă să se înțeleagă și că această revenire va fi iminentă. Ba chiar spre finalul capitolului spune Mântuitorul că nu va trece această generație până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. La ce se referă Mântuitorul acolo? Zice toate aceste lucruri. De ce e atât de specifică? Ar putea fi și un alt scop al Mântuitorului de a-i îndrepta pe ucenici către o venire iminentă? Acum, expresia toate aceste lucruri este diferit interpretată în exegeza biblică. Se referă la cele deschise în Matei, în capitolul 24, se referă și la Matei 23, că sunt și acolo niște mustrări, vai de voi, cărturari și farisei, și la un moment dat
Eu vă spun că toate acestea vor veni peste numărul acesta, Matei 23:36. La ce limităm expresia toate acestea? Mai ales că în vremea lor, Scriptura încă nu era scrisă, vorbind din Noul Testament, cumva împărțirea pe capitole și versete a apărut mult mai târziu și un creștin din biserica apostolică ce avea acces la Evanghelia pe Matei când citea și nu era pe capitole, pe versete, ce înțelegea prin toate aceste lucruri? Cât de departe ne întâlnim cu contextul literar? Asta e foarte interesant de dezbătut. Însă, dacă am vorbit strict de discurs escatologic, aici vorbim de 24, deși tenta escatologică încă de la versetul, capitolul 21 apare. Însă toate acestea sunt elemente care țin de persecuție. Dacă ne uităm, vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ. Vorbim de apostazii, se vorbi de unii pe alții, vorbim de răcirea dragostei, da, din pricina morții fără de lege, dragostea se va răci. Apoi vorbim despre dărâmarea Ierusalimului, Hristos mincinoș, adică sunt foarte multe elemente care sunt relatate și care se vor întâmpla. Nu intrăm acum în textul în acest nu va trece neamul acesta, pentru că aici deja e o altă temă și nu e preocuparea noastră acum. La un moment dat, în articolul pe care l-ați publicat în revistă, ați dat un citat pe care aș vrea să-l aduc înaintea telespectatorilor noștri, cumva un fel de atenționare, semnal de alarmă. Cititorul preocupat de escatologie trebuie să fie conștient de condiționarea lui politică, culturală și hermeneutică în raport cu timpul său. Prin urmare, principiile de interpretare trebuie să fie bine clarificate și niciun context specific istoric nu trebuie să devină criteriu hermeneutic în escatologia biblică. La ce vă referiți? Ce anume vreți să scoateți în evidență? Am făcut această afirmație gândindu-mă la multitudinile de interpretări escatologice de-a lungul creștinismului. Dacă ne uităm... Acum, Bogdan poate spune mai mult pe părinții bisericii, credeau într-un fel la anumite lucruri, atunci când ne apropiem de perioada reformatoare, aveau o viziune ușor modificată, când vorbim de bisericile neoprotestante, al doilea val al reformei, apoi dacă ne apropiem de biserica noastră adventistă, da, s-a născut ca biserică în jurul învățătorii că Iisus vine curând. Și pentru a înțelege și a fi pregătit pentru acest moment, trebuie să înțelegi elementele ce țin de eschatologie. Dar cum le înțelegem? Și trebuie să fim conștienți de faptul că în general ne uităm în cartea, eu știu, Daniel, în cartea Apocalipsa, în Evanghelii sau Epistole, unde avem pasaje escatologice și acolo sunt și niște evenimente pe care noi le vedem ancorate în istorie. Cel puțin biserica din care fac parte, Biserica Adventistă, are o, mă rog, o abordare istorico-gramaticală și istoricistă a profeției. Nu este nici preteristă, nici viitoristă, nici idealistă, este istoricistă. Adică totul se decurge în istorie. Și apoi sunt niște actori care sunt prezentați. Vorbim de fiare, vorbim de animale prin Daniel. Și este foarte interesant că, dacă luăm pe Daniel, de exemplu, acolo găsim identificat chiar de înger. Leul este, de exemplu, Babilonul. Mai departe găsim, apoi vorbim de țap, vorbim de berbec și sunt identificate. Ursul este Medo-Persia și mai departe. Acest aspect este foarte important. Acum, fiecare om care trăiește pe pământ trăiește într-o perioadă istorică, într-un segment istoric și noi înțelegem realitatea prin prisma unui limbaj și unui limbaj conceptual clar. Acum, în teologie, noi muncim foarte mult să înțelegem anumite elemente, simboli, un limbaj care a funcționat acum 2000 de ani. Mai ales dacă vorbim de Noul Testament, e o limbă greacă moartă. Da? Limba, nu se mai vorbește. Da, dialectul coien sau chine. În acest context, eu trebuie să înțeleg că anumite concepte din vremea mea de acum, din anul 2021, nu sunt comune cu anumite concepte din secolul I. Și în acest context eu trebuie să mă asigur că înțeleg bine. Ori dacă, de exemplu, luăm în teologie explicații despre, eu știu, fiara. Găsim în cartea Apocalipsa numărul 666, un număr de om sau omenesc, acolo sunt iar discuții gramatical, sau unui om.
Acolo e omenesc, da? Dar au spus nu, dacă este numărul unui om, înseamnă că este Nero, Nero Redivivus. Dacă însumezi cifre romane, înseamnă, literele, înseamnă 666. În acest context, spus, domnule, spun unii cercetători, pentru că știi primari, atunci când Ioan scrie 666, pentru ei, fiara care va învia, înseamnă Nero, care a fost ucis și va fi un alt, eu știu, ori va învia el în persoană, ori va fi un alt împărat ca Nero. Unii au spus, ar fi Dioclețian, poate, sau eu știu, mă rog. Căutau aproximări. Da, acum noi nu știm dacă primii creștini credeau chiar așa. Este mai degrabă o deducție a teologiei moderne. Ori eu trebuie să văd dacă mergem în secolul al, eu știu, al 15-lea, al 16-lea, atunci când sunt reformatorii pe acolo, după, ei înțelegeau într-un fel anumite lucruri. Dacă interpretau atunci Apocalipsa, cum o interpretau? Apoi noi ne apropiem, ajungem în secolul al XIX-lea, când a avut loc redeșteptarea religioasă din America, de fapt, am de continente, ce facem? Atunci era un limbaj, era o realitate istorică de care s-a ancorat anumite simboluri apocaliptice. Dar acum s-a mai schimbat realitatea. Ce facem? Schimbăm iar interpretarea? De aceea trebuie să fim foarte atenți, să înțelegem aceste pasaje în contextul lor istoric, conceptual și lingvistic, să putem înțelege despre ce era vorba acolo, astfel încât să văd, când vorbim despre viitor, ce elemente sunt aduse. Vorbim despre locuste, vorbim despre tot felul de ciudățenii pe acolo, pe care le putem identifica fie în popoare, în mișcări, în concepte, în ideologii la un moment dat, în contextul nostru. De aceea este o muncă foarte... și nu putem să folosim un segment istoric ca fiind normativ în înțelegerea acestor profeții. Nici pentru... chiar cel al autorului în care a scris? Nu, autorul este inspirat. E o diferență. Autorii Bibliei sunt inspirați de Duhul Sfânt. Interpreții pot fi călăuziți în înțelegere, dar nu sunt inspirați, nu, de exemplu, un interpret. Să spunem, dacă vorbim de un om care studiază, un exeget, el nu are autoritate profetică. El în explicația lui poate greși. Profeții în mesajul trimis n-au greșit, decât poate lingvistică erau, nu erau așa cărturari. Și găsim greșeli gramaticale. Dar la nivelul mesajului nu găsim greșeală în Biblie. Eu vorbesc de o infalibilitate a mesajului, nu a formei. Ce credeți despre pasajul acesta în care Mântuitorul spune, uite, o să fie iminentă venirea, și din perspectiva aceasta a părinților bisericești, a ortodoxiei, cum au înțeles ei pasajul acesta, textul acesta, și cum se înțelege revenirea în partea aceasta răsăriteană teologică? Pasajul acesta în care Domnul împletește sfârșitul Ierusalimului în anul 70 cu evenimentele anterioare revenirii lui, este în primul rând un pasaj care vrea să transmită un mesaj mai înalt decât cel istoric. Este vorba despre relația Domnului Iisus cu fiecare credincios și, apropo de dărâmarea templului, va fi dărâmat templul fizic, însă templul nostru este însuși Domnul Iisus. Și așa cum evreii aveau sentimentul acela de entuziasm, de bucurie extraordinară când veneau la templu, la fel și un creștin astăzi trebuie să aibă același sentiment atunci când se apropie de persoana Domnului Iisus Hristos, să-și dorească să se apropie de persoana lui Iisus Hristos, să sufere nevoia de a fi aproape de Domnul Iisus Hristos. Împletirea celor două evenimente este un avertisment, dar în ceea ce privește textul acesta despre care a spus Matei 24 cu 34, unii teologi vorbesc despre o revenire a judecății. Și aici avem, se încheie un segment al planului de mântuire, și anume vremea poporului ales, a poporului Israel, și se deschide vremea neamurilor. Apropo de întârziere, da? De ce Domnul Iisus Hristos nu a venit imediat? Pentru că neamurile trebuiau să aibă și ele ocazia timpul de a... Da, timpul lor. Timpul lor în care să fie popor al lui Dumnezeu.
Și cred că Domnul Iisus Hristos aici se referă la această revenire a judecății, a judecății asupra segmentului iudeu al planului de mântuire. În ceea ce privește Biserica Răsăriteană, ortodoxii de asemenea cred în revenirea Domnului Iisus Hristos și așteaptă cu emoție revenirea Domnului Iisus Hristos. Însă interpretarea este cumva diferită, în sensul în care în Biserica Răsăriteană se crede că epoca numită mileniu este anterioară venirii lui Iisus Hristos și este o epocă simbolică. Și anume, va exista o perioadă de înflorire a spiritualității, a moralei, a tehnologiei, în care omenirea va fi mai bună. După această perioadă extraordinară, va urma o perioadă a suferinței, a necazului, care nu va fi lungă, iar imediat după aceasta Domnul Iisus se va întoarce. Vor fi înviați morții, toți morții, și cei buni și cei răi. Va avea loc judecata obștească, judecata universală. După evenimentul acesta, cei răi, spun ortodoxii, merg în iad, cei buni merg în paradis alături de Domnul Iisus. Cam așa, în grosomodo, este perspectiva ortodoxă asupra parusiei. Revenirea înseamnă și un final al pământului în concepția răsăriteană? Nu. Răsăritenii nu cred într-un sfârșit al lumii, ei cred într-o înnoire a lumii. Da? Deci, ideea de sfârșit al lumii nu este una de sorginte ortodoxă. Cred că vine undeva din apocalipsele păgâne. Nu, ortodoxii cred într-o înnoire a lumii, așa cum trupul Domnului nostru Iisus Hristos a fost înnoit la înviere, la fel întreaga materie și întreaga lume va fi și ea înnoită după chipul Domnului Iisus Hristos la parusia Lui. Vreau să rămân tot cu dumneavoastră și să vă pun o întrebare din articolul scris în revistă. Ați afirmat acolo: antropologia ortodoxă influențează direct felul în care sunt imaginate și definite evenimentele și stările escatologice. Două lucruri sunt de consemnat. Unu, perspectiva dualistă trup-suflet a naturii umane și condiția morală supraevaluată a omului. Haideți să le luăm pe rând. Cum influențează această antropologie trup-suflet concepția despre a doua venire? În teologia. Întâi de toate să vedem care este aspectul de antropologie care creează probleme. Antropologia ortodoxă se împarte în două secvențe. Avem antropologia până la întruparea Domnului Iisus Hristos și apoi antropologia după întruparea Domnului Iisus Hristos. Până la întruparea Domnului Iisus Hristos, teologia ortodoxă este augustiniană, în sensul în care omul căzut în păcat nu mai are forța să mai revină moral și să mai facă fapte pentru mântuire. Din această cauză a fost necesar ca Domnul să se întrupeze. Trecând în partea a doua, la întruparea Domnului Iisus Hristos s-a picurat, dacă îmi permiteți expresia, în omenire, dumnezeirea lui Iisus. Și atunci, ființa, natura umană s-a schimbat, în sensul în care oamenii acum sunt capabili să facă fapte de mântuire. De aici și accentul pus pe fapte în mântuire. Și ca să vedeți reflexul la nivel social, epoca aceea de înflorire maximă, da, de mileniu este de fapt, sunt faptele bune aplicate la nivel macro, la nivel social, da? Deci întreaga societate este acum capabilă să facă fapte bune și aceasta și determină cumva revenirea Domnului Iisus Hristos, dar asta este o speculație personală, n-am găsit nimic. Deci în sistemul acesta
întruparea Domnului Iisus Hristos are efecte vizibile, clare, da, în viața credinciosului. Da, exact. Și dacă îmi permiteți, prima înviere, înviere a celor drepți are loc la botez. Botezul, ca sfântă taină, este prima înviere și de aici înainte omul are această capacitate naturală de a face fapte bune pentru necesare mântuirii. Deci cumva acea reformă, acea transformare a naturii pe care noi, protestanți, adventiști, o așteptăm la înviere, da, în concepția ortodoxă se întâmplă odată cu botezul, care exact transformă natura de atunci. Și creștinul, exact, odată botezat, exact, poate să trăiască, da, o spiritualitate extraordinară, da, printre creștini, vizibilă. Da. Aceasta este... Este un text, scuzați, este un text pe care l-am observat folosit în acest sens. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 25, pardon. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Și îi spun, domnule, nu a fost nicio înviere concretă atunci, înseamnă că vorbim despre nașterea din nou, asta e o înviere. Deși vorbim de înviere în vremea Domnului și apoi și la moartea lui au înviat mulți sfinți din vechime, dar acest text este frecvent folosit în acest sens, că de fapt nașterea din nou este învierea la care se referă, este o escatologie realizată în teologie. Și moartea aceea de care se referă probabil e asociată cu moartea de care vorbește Pavel în Romani, că a murit împreună cu Hristos, da, și înviem împreună cu Hristos. Da. Cum înțeleg sau care este perspectiva adventistă asupra acestei transformări? Da? Haideți să vedem puțin diferențele acestea. Creștinul ortodox se așteaptă ca să aibă o viață transformată odată, da, cu intrarea în biserică. Și se realizează prin Sfintele Taine lucrul acesta. Da? Deci e foarte important. În Biserica Ortodoxă există aceste slujbe, da? Aceste sacramente, prin care natura veche este efectiv topită și apoi este returnată într-o altă natură. Da? Matriță. Deci, într-o altă matriță, da. Prin harul sacramentului. Prin harul sacramentului, da. Deci sacramentul oferă această posibilitate. Bine, la nivel declarativ, aceasta este teologia ortodoxă. Da. De ce nu cred protestanții într-o asemenea transformare? Botezul pentru protestanți ce este? De ce nu are loc această picurare a Harului ca să-l transforme și pe creștinul protestant? Biserica Adventistă nu susține că acestea sunt mijloace ale Harului, ci doar sunt imagini pedagogice, parabolice, care descriu cum ar fost templul în pustie, nu? E clar că jertfele pe care israeliții le aduceau, și nu doar în pustie, templul din Ierusalim, nu ele însă le asigurau iertarea. Erau doar tipuri ale lui Hristos. În același fel, luăm botezul, de exemplu. Botezul este, spune Petru, pe de-o parte, această icoană vă mântuiește pe voi. Însă dacă mergem și ne facem cumva o imagine mai completă asupra actului baptismal, găsim în Epistola către Romani a lui Pavel că botezul înseamnă identificarea cu moartea și cu învierea Domnului. Botezul înseamnă o mărturisire din partea noastră. În același context, cred că ar trebui să înțelegem că botezul în sine nu este mântuitor, ci Hristos ne mântuiește și botezul este o exprimare a noastră că suntem de acord cu Dumnezeu. Avem un Luca, un cuvânt al Domnului, ne spune că vameșii și păcătoșii au primit botezul lui Ioan și au dat dreptatea lui Dumnezeu. Adică a primi botezul înseamnă să recunoști că Dumnezeu este drept, are dreptate și este un semn al pocăinței. Acum, vorbim despre cina Domnului, sau euharistie, sau împărtășanie. Ea nu este un sacrament. În teologia aceasta tradițională este o expresie ex opere operato. Adică el operează prin ele însele. Adică dacă un om este inconștient și este împărtășit, înseamnă că funcționează pentru mântuire. Nu știu dacă am dreptate. Da, nu. Dacă este inconștient, nu va fi împărtășit. Dacă este, nu va, da, fi, deci... nu va fi împărtășit, nu. Așa este în teologia catolică, vestică. Asta este foarte important să înțelegem. În gândirea biblică, cina Domnului sunt simboluri. Și mă bazez pe un pasaj din Ioan 6, pardon, care spune așa. Când spune, cine nu mănâncă
trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viața veșnică. Acest limbaj care pare unul mai canibal. Da. Canibalii au acest limbaj. Pe foarte mulți s-a scandalizat și au plecat. O bună parte, da, au plecat. Și Domnul spune la un moment dat, foarte, foarte interesant, ca să înțelegem simbolismul de aici. Spune la un moment dat Domnul Hristos în Ioan 6, vorbirea aceasta, vi se pare o pește potignire și spune așa, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu, vi le-am spus eu, sunt Duh și viață. Cu alte cuvinte, expresia a bea sângele Domnului și a mânca trupul înseamnă să te împărtășești cu învățătura Domnului. Lucrul ăsta este foarte important, adică cineva ar putea întreba, Doamne, dacă păi nu e suficient să studiezi Scriptura și nu am nevoie de aceste simboluri. Nu e așa. De asta am spus că studiem un concept din Biblie, cum e cina Domnului, să studiem toate pasajele care vorbesc despre acest element ca să ne facem o idee în înseamnă, pentru că un scriitor biblic nu epuizează înțelesul acestui mă rog, concept. Găsim la Pavel, în 1 Corinteni, acest lucru când spune că, mă rog, cina Domnului, pâinea și vinul, le facem spre amintirea lui. Asta mi se pare foarte important. Acolo este clar un limbaj care arată că este un simbol. De ce să faceți? Le faceți pe pomenirea mea, spune Hristos. Și este un citat din Hristos. Să faceți totul în amintirea mea. Acest lucru este foarte important. Nu faceți că altfel nu puteți să fiți mântuiți. Și vă dau un exemplu. Dacă un om, de exemplu, nu a reușit să ia cina, e logic, de ce trebuie să avem cina, care e un simbol al jertfei lui Hristos? Pentru că oamenii uită. Vrem sau nu vrem, omul nu gândește abstract. Și uitați-vă și evreii. Dacă am merge pe ideea abstractă, mai filozofică, n-am fi avut nevoie de un templu în pustie, un templu în Ierusalim, mă rog, sistemul sacrificial, n-am fi avut nevoie de foarte multe elemente liturgice, pentru că e suficient să știm că Domnul ne iubește, că Iisus a murit pentru noi și atât. Dar noi învățăm prin metafore, prin aceste instrumente care sunt pedagogice. Repet, nu cina în sine mântuiește cina Domnului. Dar, spune Pavel, cine ia cu nebăgare de seamă atunci și nu deosebește trupul Domnului, era o situație în Corint acolo. Unii vedeau beți la biserică, alții vedeau flămânzi și nu făceau deosebire între masa obișnuită și pâinea care simboliza trupul lui Hristos. În acest context erau niște probleme. De aceea Biserica Adventistă nu acceptă acest ex opere operato, pentru că poți lua cina și să o iei chip nevrednic. Și nu doar că nu ai nicio binecuvântare în urma ei, dar să nu fie o exprimare a credinței în sacrificiul lui Hristos. Poți să practici spălarea picioarelor, care e simbolul și al curățirii și al umilinței, dar să fie doar un exercițiu liturgic și nimic mai mult. Asta nu înseamnă că te umilești cu adevărat, nu înseamnă că ești cu adevărat curățit. În acest context, cred că trebuie să înțelegem că aceste sacramente, gândirea sacramentală, cumva Tertulian a pus accentul foarte mult pe ea. El a trecut de la Misterium la Sacramentum. Dar dorind să evite influența religiilor misterice, Tertulian, vorbind despre botez, în loc de Misterium sau Mysterion în greacă, a folosit cuvântul Sacramentum, care e specific, e un limbaj mai administrativ, mai de armată. Tertulian era și un om, a făcut dreptul, mi se pare el, era un jurist. Există discuții, da. Apropo și de calitatea lui de jurist și de fiul de centurion, există. Da. În... Mă rog, dar el a cumva dezvoltat această trecere la nivel lingvistic de la Misterium la Sacramentum și n-a fost decât un pas să se meargă pe ideea de purtător de har. Și aceste... Sacramentul, în perspectiva ortodoxă actuală, are înseamnă un anumit automatism. Da? Pe când, biblic vorbind, transformarea omului este o chestiune de relație cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care inițiază acest proces și Duhul Sfânt îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos omului în așa fel încât omul atât de uimit este de puritatea Domnului Iisus Hristos, de dragostea Domnului Iisus Hristos, încât la un moment dat nu poate să mai trăiască fără Domnul Iisus și îl caută
Și în această căutare se produce și asemănarea cu Domnul Iisus Hristos și și moartea aceea despre care vorbeam, moartea omului vechi, pentru că simte că îl încurcă mândria, nu știu, agresivitatea și poate apetitul pentru alte lucruri. Și atunci omul se dezbracă pur și simplu de ceea ce este vechi ca să poată să-l prindă pe Iisus. Dar este în Biblie este prezentat foarte frumos. Este o dinamică a relației, nu un automatism. Și apropo de ce spunea domnul pastor, să te împărtășești cu Domnul Iisus Hristos înseamnă să-ți fie foame de prezența Lui și de felul Lui special, de a fi diferit de al tău, dar cât de încântător, da? De palpitant. Da. Vorbim despre această pregătire pentru parusia. Aș vrea să mai rămânem puțin la ideea aceasta antropologică. Că mi se pare interesant faptul că în teologia ortodoxă există mecanismul acesta, automatismul acesta, care transformă natura. În dumnezeirea omului. Îi oferă naturii, care e căzută de la Adam, da. Îi oferă naturii capacitatea să aleagă binele. Și am chiar citatul acesta într-unul din cursurile de la seminarul teologic, cum că voința celui botezat este reașezată în postura lui Adam înainte de cădere, prin sacramentul acesta. Da. Pe când în protestantism, de la Luther încoace, natura rămâne căzută. Nu cumva diferența aceasta îl ajută pe creștinul ortodox să fie mai pregătit pentru parusie decât pentru un protestant care nu are ajutorul acesta. Nu-l ajută. Și el trebuie să-și ofere el, să-și întărească el mușchii spirituali. Vă rog. Nu-l ajută, din potrivă. Vă rog. Îl supra-responsabilizează. Da? Odată ce afirmăm că ești capabil prin propriile tale puteri să faci binele mântuitor, în momentul în care îți dai seama de limitele firii tale și nu poți, totuși vrei să faci, da? Este Roman capitolul 7, vrei să faci, dar ajungi la limită și ceea ce dorești să faci nu faci și ceea ce nu-ți dorești aceea împlinești, în momentul acela pe sufletul creștinului ortodox se pune o presiune de vinovăție teribilă. Din cauza aceasta sunt multe slujbe ortodoxe în care omul se vaită și se lamentează și se numește pe sine o ticălosul de mine, da? Faptul că nu fac fapte mântuitoare nu este un semn de neputință, ci un semn de reavoință. Și vă dau un exemplu din tradiția ortodoxă. Se spune că la moartea Sfântului Sisoie au venit îngerii să îi ia sufletul. Trebuie să vorbim și despre dualismul acesta, suflet-trup, da? Au venit să ia sufletul și să-l ducă la Iisus. Și Ava Sisoie s-a dat înapoi și a zis, nu, mai lăsați-mă încă o zi ca să pot să pun început mântuirii. Să pot să mai fac fapte bune. Da? Dacă unui protestant îi se spune, a venit momentul să te întâlnești cu Domnul Iisus, păi omul respectiv lasă tot ce are în mână și spune, gata, sunt aici, iată robul tău, nu? Pentru că o viață întreagă l-a dorit și a suspinat după prezența lui Iisus. Iar acum când în sfârșit se ivește momentul, atunci el este pregătit, da? Vedeți, o diferență de perspectivă teologică mică, dar care creează niște consecințe și până la urmă acest laxism spiritual este o dovadă a eșecului pe care oamenii îl simt. Da? Am încercat să fiu bun prin puterile mele, dar nu mi-a ieșit. Am căzut, iarăși nu mi-a ieșit. Până la urmă, ăsta este adevărul. Sunt un ticălos și în condițiile astea am nevoie de sfinți care să facă ceva pentru mine, să mijlocească, pentru că eu, unul, sunt atât de ticălos și de rebel, încât numai ei mă pot ajuta. Și până la urmă, perspectiva aceea acum că natura a fost transformată, practic, de fapt nu se vede. Păi, n-are cum să se vadă.
Pentru că este doar o declarație fără acoperire. Realitatea este aceasta pe care o vedem toți, da? Că chiar și cel mai bun om are problemele lui, păcatele lui, gândurile lui, Poate nu, poate este atât de politicos încât nu își permite să facă rău cu fapta sau cu vorba, dar ce-o fi mintea lui, el știe. El știe, da? Ideea că procesul acesta de dumnezeire sau îndumnezeire a ființei umane, așa cum este gândită în religiile tradiționale, este o potențare a naturii umane și pericolul este acela de autonomie față de Dumnezeu. Ca și când, dacă am fost potențat, eu pot să stau pe picioarele mele. Și este o mare, e o mare problemă aici. Pentru că în momentul în care dispare acest simțământ de dependență față de Dumnezeu, ideea vegherii, suntem într-un context escatologic, este anulată. Mai este o altă problemă. Dacă vorbim despre potențarea naturii umane, și mai ales dacă se face și prin, vorbeam de sacramente, gândiți-vă că în cel puțin în religia, în teologia catolică, este, mă rog, teoria transubstanțiunii, care presupune că la fiecare euharistie Hristos este jertfit din nou și din nou. Cu toate că în evrei învățăm că a fost aburit o singură dată pentru păcate. E și o mare problemă. Martin Luther a cumva îndulcit această teorie, mergând pe consubstanțiune, și Zwingli cumva vine și aduce în teologie, în acea vreme, aduce ideea simbolurilor. Și practic, eu aș evita ideea de îndumnezeire. Găsim în Scriptură a fi părtași de fire dumnezeiască. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Duhul Sfânt ne se dă ca răbună și firea duhovnicească, de fapt asta înseamnă prezența Duhului Sfânt în viața noastră, care ne ajută. Acum nu spun că nu suntem schimbați, că eu cred în procesul de sfințire. Cred că Dumnezeu ne ajută și împreună cu El putem să biruim și să ne schimbăm, să ne transformăm. Însă transformarea noastră nu este una soteriologică. Ea în sine nu este aducătoare de mântuire. Pentru că mântuirea tot un dar rămâne. Asta e foarte important. Adică nu vorbim în concepția, dacă poate mă înșel Bogdan să mă corecteze, în gândirea tradițională îndumnezeirea presupune că sunt niște merite care sunt acumulate în vederea mântuirii și meritele Sfinților vin, și în gândirea protestantă, protestantă, mântuirea este, rămâne tot un dar. Indiferent de stadiul spiritual la care ajung, eu niciodată nu voi putea fi mântuit pentru faptele mele. De acolo este propter fidem și perfidem. Noi nu suntem mântuiți pentru credință, ci prin credință. Credința nu devine un act meritoriu la un moment dat. Cu atât mai puțin când vorbim despre sfințirea noastră, pe care noi vrem să o realizăm. Hristos în voi, vederea slavei. De aceea, și chiar și Hristos în noi. Îndumnezeirea nu este una ontologică, să înțelegem. Este o transformare a caracterului. Chipul lui Dumnezeu în noi înseamnă la nivel spiritual, moral, nu ontologic. Deci caracter, nu natură. Exact. Aici e o mare diferență și cred că e bine să înțelegem această chestiune. Vă rog, detaliat. De aceea eu evit termenul îndumnezeire, pentru că acest termen poate duce în eroare. Și există, de exemplu, dacă nu mă știu, Atanasie, la un dat spunea că Hristos, chiar actul creației și actul întrupării lui Hristos presupune o dimensiune soteriologică, creația în sine. Și sunt teologi care spun că Hristos trebuie să se întrupeze chiar dacă omul nu ar fi căzut în păcat. El trebuie să devine partea creației ca act de îndumnezeire. Dacă merge pe această variantă, înseamnă că Hristos, eu cred că mai sunt și alte lumi necăzute în păcat, ar trebui să se întrupeze în fiecare lume. Ca să îi îndumnezească și pe ei. Ca să fie același... Nu. Dar noi învățăm că întruparea lui Hristos a avut loc tocmai din cauza păcatului. Fără apariția păcatului, n-ai fost nevoie de întrupare și de jertfă. De aceea este o problemă foarte serioasă aici și să fim foarte atenți la limbaj. Sunt diferențe enorme la nivel teologie, chiar dacă la nivel lingvistic pot fi niște mici diferențe. Da. Dacă Bogdan... Da, mă gândeam că în ceea ce privește istoria teologiei ortodoxe, iarăși sunt diferențe, în sensul în care una se întâmpla înainte de căderea Constantinopolului, în care unde exista o viață intelectuală și inclusiv teologică extraordinară în Constantinopol.
După cădere, lucrurile se schimbă și se ajunge la situații grave în care misionarii protestanți care vin să reformeze creștinismul răsăritean își dau seama că episcopii nu erau în stare nici măcar să predice. Da? Pentru că nivelul intelectual a scăzut foarte, foarte mult, nu mai existau școli, nici pe departe, marile școli din Constantinopol și din orașele importante ale, dar în Constantinopol, că el rămăsese, intelectuali aceștia migrează în Occident, iar în răsărit avem o viață creștină lipsită de lumina aceasta teologică și care se axează de aici înainte pe cult. Da? Ei acolo găsesc în cult, găsesc împlinire. Da, cam atât. Mai mult nu aș vrea să mai adaug. Mai avem 11 minute. Aș vrea să ne concentrăm acum atenția asupra acestei discuții, tot dintr-o perspectivă antropologică. Aș vrea să rămânem puțin aici, deoarece există și în adventism ideea aceasta cum că pentru a fi pregătit în ziua revenirii trebuie să atingi un anume standard de pregătire. Iar sfințirea aceasta este văzută dintr-o perspectivă, am putea spune, perfecționistă. Și nu ai parte de revenire, cum îi spunem noi, de revărsarea a doua a Duhului Sfânt, dacă nu ai biruit totul, dacă nu ai reușit să ajungi cu învingerea naturii până la capăt. Cum vedeți pregătirea aceasta, din perspectiva aceasta? Este o mare diferență între gândirea perfecționistă și gândirea, eu știu, maturității credinței. Și aș vrea să explic puțin. În gândirea perfecționistă, omul, individul, nu doar că învinge anumite păcate la nivelul praxisului, la nivelul practicii, dar nu mai există impulsuri, tendințe spre păcat, care sunt elemente inerente naturii păcătoase. Și asta e o mare problemă. Din punct de vedere biblic, aceste lucruri sunt false, pentru că omul, deși este răscumpărat prin Hristos, deși trăind cu Hristos ajunge să nu mai comită anumite fapte păcătoase, dar impulsurile, tendințele rămân. Este foarte important, exact cum spune Iacov, fiecare când este ispitit de pofta lui însuși momit. Acum depinde de individ dacă dă curs acestui impuls sau se abține, dar nu este o abținere că ți-e jenă de ceilalți și nu, este o abținere pentru că vrei cu Hristos, dai seama că este un lucru rău și spui, Doamne, refuz, nu este bun și eu mă dezic de acest impuls al meu, această tendință. Și nu este o negare ascetică a naturii umane. Noi o recunoaștem, asta este, dar noi nu dăm curs acestui lucru. În gândirea adventistă, rezolvarea acestor probleme are loc la a doua venire. La a doua venire, deși omul poate fi sigilat de Duhul Sfânt, omul poate să nu comită fapte păcătoase, dar anumite emoții rămân, chiar dacă sunt negative, ele vin și pleacă. Noi nu putem controla gândurile și emoțiile, dar le putem alege pe care să rămână și care să se ducă mai departe. Psihologii spun la un moment dat că un om ar avea un studiu, așa, mai mult, eu aș putea spune că este o estimare, ar avea cam 70.000 de gânduri pe zi. Dacă așa stau lucrurile, chiar și 10.000 de acum. Și nu 10. Toate sunt ale lui. Unele sunt cauzate de alții. Unele sunt externe, da, altele da. Sunt interne. Dar ele trec prin mintea lui. Da, trec prin mintea noastră. Vă dați seama că din mii, zeci de mii, nu sunt toate bune. Dar unele sunt bune, altele sunt neutre. Uh-huh. Însă e decizia noastră, sau ne stăm putere prin, atenție, și aici este rolul Duhului Sfânt în viața noastră, să ne ajute. De aceea spune Pavel că Dumnezeu este acela care lucrează în voi voința și în făptuirea. Îmi place mult. În Corintul spune vă dă, dar nu este. În textul grecesc este lucrează voința și în făptuirea. Omul are voință, dar este robită din cauza unei naturi păcătoase. Și când a venit Hristos, sau prin Hristos, voința omului este capacitată din nou, este cumva fortificată de Dumnezeu, să putem pune iarăși în acțiune, să putem alege. Omul fără Hristos nu poate alege să facă binele. Da. Nu este niciun om, spune Pavel, care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Niciunul măcar.
Și este foarte important. Și aici o discuție între percepția lui Augustin și a lui Arminiu sau lui Pelagius. Deci noi suntem între mai arminieni, dar înainte de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, noi suntem incapabili să alegem binele. Noi suntem morți la nivelul conștiinței. Da, mi se pare foarte important, dacă doar să spui ceva. Da, apropo de cele 70.000 de gânduri, mi-a venit un gând ieri. Din 70.000. Din cele 70.000, da. Credința face vizibil ceea ce este invizibil. Nădejdea aduce în prezent ceea ce este viitor. Dar dragostea? Dragostea face deplin ceea ce este imperfect. În relația cu Dumnezeu, noi suntem în continuare imperfecți. Însă, iubindu-L pe Dumnezeu, plinătatea pe care o vom avea după înviere este vizibilă în prezent. Atunci când ești preocupat în mod special de Dumnezeu, ajungi să-L iubești cu toată inima ta, mintea ta să-și găsească suprema desfătare în El, atunci omul este altul și, într-adevăr, nu va face păcate pentru că alege în această dragoste să rămână lângă Dumnezeu și să fie ca Domnul Iisus. Este o altă perspectivă decât aceea a super omului, a eroului. Un fel de Superman, cam așa. Da, este o spiritualitate, ca să spun așa, la nivelul ierbii, disponibilă tuturor. Celor care sunt dispuși să mediteze la persoana Domnului nostru Iisus Hristos și să recunoască cu onestitate că nu se poate compara cu Domnul Iisus. Da, eu cred că aici, doar o idee, trebuie să mergem mai degrabă pe maturitatea sau maturizarea relației cu Dumnezeu. Adică un om poate avea o relație foarte matură cu Dumnezeu, dar să mai greșească din pricina slăbiciunilor, nu pentru că el dorește. Ce da? Sunt aceste slăbiciuni? Sunt neputințe ale firii omenești, impulsuri, tendințe pe care le avem, dar nu sunt decizii. În Biblie avem o expresie, păcat cu voia. În Vechiul Testament. Dar păcatul cu voia nu este ceea ce noi credem. Adică e un păcat pe care, domnule, eu îmi dau seama că este rău, dar hai că îl fac până la urmă. Pentru că așa, niciun păcat nu este fără un act de voință. Însă, în textul ebraic este expresia păcat cu mâna ridicată. Uh-huh. Adică, un om care este ispitit, fie din interior, fie din exterior, și când fac priză cele două surse, atunci este mortal. E procentul mare. Asta, da? Este ca un om beat. Este amețit. Ispita amețește pe om. După ce păcătuiește, există un act de trezire. Și dacă după acest act de trezire omul nu regretă, așa cum trebuie să întâmple, ci este de acord și ridică mâna că aprobă ceea ce a făcut, atunci este numit de Biblie păcat cu mâna ridicată. Și atunci era păcat cu voia pentru care nu exista jertfă. Pentru că însemna să calci în picioare sângele legământului, cum spune Pavel, și în Evrei 6, și în Evrei 10. Este foarte important să înțelegem diferența aceasta. De aceea, relația matură cu Dumnezeu nu presupune neapărat că nu mai greșești ca act al neputinței. Care tot o lipsă de veghere până la urmă. Dar eu, în același timp, cred că într-un final se va ajunge ca omul să nu mai comită fapte păcătoase, pentru că a ajuns la o maturitate atât de mare în relația cu Dumnezeu, încât, Doamne, eu știu, îmi dau seama, conștientizez ceea ce am ca inclinații, dar voința este atât de mult exercitată în relație cu Dumnezeu, încât tu ai puterea să alegi să nu faci acele lucruri. Gândurile vin. Să vine gândul și să mă lase în pace. Eu am altă treabă de făcut. Da. Chiar și cei care nu au timp să treacă prin tot procesul acesta și vor fi, știu eu, convertiți tocmai atunci, aproape de... Mă gândesc la tâlharul de pe cruce. El cum a fost mântuit? El era, pentru că Dumnezeu trebuie să fie consecvent în sistemul soteriologic. Nu are mai multe norme, adică etaloanele nu sunt diferite. Cum am mântuit în antichitate și în viitor la fel. Că Dumnezeu ține cont de cunoașterea noastră, de câte... Asta e altă problemă. Tâlharul era un iudeu, da. Adică a avut acces la informația biblică, să nu credem că era așa un păgân. Nu. Dar într-un final zice, Doamne, adu-ți aminte de mine. Și a recunoscut, pentru că noi suntem mântuiți prin credință de Hristos. Dar dacă tâlharul ar fi trăit în continuare, l-ar fi urmat pe Hristos. Dar există un proces, o luptă permanentă,
o luptă permanentă și dacă în timp ce urc, n-am ajuns unde cred eu că trebuie să ajung. Dar dacă se întâmplă să-mi încheie viața, sunt în urcare, Dumnezeu judecă prin pisa motivației tot ce fac eu. Și starea aceea de echilibru spiritual nu se datorează omului, ci se datorează prezenței lui Dumnezeu în viața omului. Pentru că omul la un moment dat își dă seama că voința personală mai mult îl încurcă în a fi fericit. Și atunci spune, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea, vreau să fiu în planul Tău, Te rog, condu-mă Tu. Și lăsându-se condus de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care garantează o viață frumoasă, nu mușchii spirituale ai omului sau intelectul îndumnezeit sau, și așa mai departe, ci pur și simplu această coabitare cu Dumnezeu și... Din perspectiva aceasta, să înțeleg și afirmația care ați făcut-o în articol, lipsa de fapte bune este pentru ortodoxia voință, nu slăbiciunea naturii. Adică da. Cel care greșește, în relație fiind cu Hristos, nedorind să greșească, dar iese la iveală neputința, este de fapt neputință, nu era voință. Sigur că da. Nu a fost o alegere. Da. Este o neputință pentru că Satana încearcă să ne prindă în situații vulnerabile, de exemplu când suntem singuri, când este foame, când suntem supărați, da? Și el profită foarte mult de stările acestea în care vulnerabile și în care instinctele noastre de supraviețuire, de apărare, de recunoaștere ies la iveală foarte repede, da? Deci cred că secretul, taina este să rămâi lângă Dumnezeu și să îl pui pe Dumnezeu ca principală prioritate și să nu ajungi pe teritorii periculoase, da? Te duci să-ți întărești stima de sine, mândria personală și te îndepărtezi de Dumnezeu, acela este o zonă periculoasă și Satana nu te va ierta în teritoriul respectiv. Și asta ar fi pregătirea pentru a doua venire, să da, fii mereu în această... Sigur că da, venire. Pentru că cine nu trăiește astăzi cu Domnul Iisus Hristos, nici nu l-așteaptă pe Domnul Iisus Hristos și nici nu va avea un răspuns bun când va veni Domnul Iisus Hristos. Da? Deci aici este o problemă a răsăritenilor, da? Pentru că cei mai mulți dorim să creeze acea epocă minunată de aur, nici nu măcar nu sunt preocupați să dezvolte o relație cu Iisus acum. Da? Faptele le garantează, numai că avertismentul este următorul. Nu toate faptele bune contează pentru mântuire, ci doar acelea care sunt făcute în planul lui Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu. Timpul a expirat, ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru prezența în platou și pentru discuția aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați rămas împreună cu noi. Vă recomandăm și acest număr special al revistei Semnele Timpului, în care veți putea găsi articolele din care am citat. Și, de asemenea, vă dorim să rămâneți alături de noi în acest canal de televiziune pentru mai multe discuții pe teme spirituale care să vă împuternicească viața de credință. Până data viitoare, numai bine!